Sfânta Cuvioasă Parascheva este cea mai populară dintre toți sfinții ale căror moaște se află pe teritoriul României. Din vremea domnitorului Vasile Lupu și până astăzi, sfintele ei moaște au atras la Iași nenumărați pelerini veniți din toată țara și din străinătate. Clerici și mireni, demnitari sau oameni de rând, au văzut în Sfânta Parascheva o protectoare și un sprijin în problemele vieții. Alături de moaștele care sunt aduse în pelerinaj în fiecare an, moaștele Sfintei Parascheva au fost permanent o dovadă vie a sfințeniei și a adevăratei iubiri de oameni. Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în Epivata din Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși, au crescut-o în frica de Dumnezeu, îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune, dar mai ales a postului, rugăciunii și milosteniei. Cuvioasa Parascheva a avut și un frate, pe Sfântul Eftimie, izvorătorul de mir, episcopul Maditelor. Se spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele Mântuitorului: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Chemarea Mântuitorului Hristos a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, astfel încât și-a împărțit toate hainele sale săracilor. După moartea părinților ei, tânăra Parascheva a dăruit săracilor averea ei și, părăsind frumusețea acestei lumi, s-a retras în adâncul pustiei. S-a oprit mai întâi la Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin. Aici a ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și călugărițe cu aleasă viață duhovnicească. După ce a văzut toate locurile binecuvântate pe care le avea atunci Constantinopolul, a plecat în Calcedon. Urmând sfaturile unor viețuitori aleși, s-a retras apoi în pustie, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din Heracleia, unde va rămâne 5 ani. Sfânta Parascheva avea o mare dorință de a merge la Ierusalim pentru a se închina la locurile sfinte și l-a rugat fierbinte pe Mântuitorul Hristos și pe preasfânta sa maică să o învrednicească să facă acest lucru. Rugăciunea i-a fost auzită și prin rânduiala lui Dumnezeu s-au găsit unii creștini care au luat-o împreună cu ei la Ierusalim. După ce a văzut Ierusalimul, a mers în pustiul Iordanului și s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe. Se străduia să viețuiască precum a trăit și Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Proroc Ilie și Sfânta Maria Egipteanca, în post, rugăciune și nevoințe duhovnicești. Deși s-a hotărât să rămână în pustiul Iordanului toată viața, într-o noapte, pe când avea doar 25 de ani, priveghind ca de obicei în rugăciune și asceză, a văzut un înger luminat care a venit alături de ea și i-a zis: lasă pustiul și întoarce-te în patria ta, unde vei da trupul tău pământului, pentru că pământ ești și în pământ te vei întoarce, iar sufletul tău se va duce în cer alături de mirele tău pe care l-ai iubit mai mult decât pe părinți, pe rude și toate bunurile din lume. După această poruncă sfântă, cuvioasa Parascheva părăsește pustia iubită și se întoarce la Constantinopol. După ce s-a rugat și a primit multe binecuvântări, a pornit pe drumul de întoarcere spre casă, bolnavă și sfârșită. Starea i-a fost înrăutățită și mai mult de o furtună, în timpul căreia era în pericol de a se scufunda cu vaporul. Marinarii încercau cu greu să ajungă la un țărm potrivit. Când Sfânta Parascheva a simțit pericolul, a strigat: Calin Crafti! Și de atunci, conform tradiției, acel loc s-a numit până astăzi Calicratia. În Calicratia din Tracia răsăriteană a îngrijit de Biserica Sfinților Apostoli. A petrecut aici 2 ani, fără să spună cuiva cine este și de unde vine. La vârsta de numai 27 de ani și-a dat Sfântul Suflet în mâinile Domnului, pe care l-a iubit din copilărie. Trupul ei a fost înmormântat aproape de mare. Au trecut mulți ani. Localnicii au uitat-o pe străina care se nevoise și îngrijise de biserica lor. Însă Dumnezeu, care îi slăvește pe cei ce iubesc pe El, nu a uitat-o. Potrivit tradiției, se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la țărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe niște creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească.
Săpând deci o groapă, au aflat trupul preacuvioasei Parascheva neputrezit și plin de mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea și trupul corăbierului. Dar în noaptea următoare, la doi dintre creștinii evlavioși din sat, li s-a arătat în vis o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și înconjurată de îngeri, iar unul dintre îngeri îi mustra pentru că n-au scos din groapă trupul cuvioasei Parascheva. Iar împărăteasa pe care o văzuseră în vis și care nu era alta decât cuvioasa Parascheva, le-a poruncit să ia de grabă trupul ei și să-l așeze undeva la loc de cinste. Creștinii au înțeles că este un semn dumnezeiesc, fapt pentru care au luat trupul cuvioasei din mormânt și l-au așezat în biserica Sfinții Apostoli din Epivata. Sfintele ei moaște au devenit izvor de vindecări. Nenumărați credincioși veneau zilnic să sărute Sfintele moaște și să o roage pe cuvioasa Parascheva să mijlocească la Dumnezeu pentru izbăvirea lor. După aproximativ 200 de ani, moaștele Sfintei Parascheva au fost mutate în Bulgaria, la Târnovo, pe atunci capitala Imperiului Vlaho-Bulgar. Strămutarea Sfintelor moaște a avut loc în ziua de 14 octombrie. Însuși împăratul Ioan Asan al II-lea a ieșit în întâmpinarea moaștelor la 4 km distanță de Târnovo, împreună cu patriarhul Vasile și cu mulțime de credincioși. Moaștele Sfintei Parascheva au fost așezate în Biserica Țarilor, cu hramul Maicii Domnului. În scurt timp, cuvioasa Parascheva a devenit foarte iubită și cinstită de bulgari, numeroși bolnavi aflându-și alinarea. La Târnovo, moaștele Sfintei Parascheva au rămas timp de 160 de ani. În anul 1393, turcii conduși de sultanul Bayezid au atacat Târnovo și au desființat astfel Imperiul Vlaho-Bulgar. În astfel de împrejurări dramatice pentru creștini, moaștele cuvioasei Parascheva au fost mutate la Vidin. Aici au rămas vreme de 5 ani. Din Vidin, Sfintele moaște își continuă peregrinările în Serbia. Datorită țarinei Milița, care obține aprobarea sultanului Bayezid, moaștele cuvioasei Parascheva ajung la Belgrad. Țarina așează Sfintele moaște în biserica nou construită de ea în cinstea Sfintei Parascheva. La Belgrad, cinstitele moaște au stat vreme de 123 de ani, până în 1521. Acum, Sfintele moaște sunt cedate de turci patriarhului ecumenic Ieremia I, în schimbul unor daruri. Patriarhul a hotărât ca ele să fie aduse la Istanbul, fostul Constantinopol. După 120 de ani, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva cunosc ultima strămutare, de data aceasta spre pământul românesc. În această perioadă, în Moldova domnea Vasile Lupu. În cursul domniei lui, Biserica Ortodoxă de aici a ajuns la o mare strălucire. Pentru că Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol față de turci, în luna mai, în anul 1641, Patriarhul Partenie I, împreună cu membrii sinodului său, au hotărât ca moaștele Sfintei Parascheva să-i fie date domnitorului moldovean, în semn de mulțumire față de dânsul și pentru sfințirea țării lui. Ajunse la Iași, Sfintele moaște au fost întâmpinate de către domnitorul Vasile Lupu, mitropolitul Varlaam și episcopii de Roman și Huș, de cler și de mulțimea credincioșilor. În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaște au fost așezate în minunata biserică a mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, special zidite de voievodul moldovean pentru a fi adăpostitoare de sfinte moaște. Sfintele moaște au rămas la Sfinții Trei Ierarhi aproape 250 de ani. Dar, în seara zilei de 26 decembrie 1888, din cauza unei lumânări uitat aprinsă, a izbucnit un incendiu puternic. A doua zi, mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, și oficialitățile orașului au constatat că, deși totul în jur a ars, în mod miraculos, moaștele Sfintei Parascheva nu au fost atinse de foc. În curând, racla cu Sfintele moaște a fost mutată în noua catedrală mitropolitană din Iași, care fusese sfințită cu puțin timp înainte, la 23 aprilie 1887. De atunci, catedrala trăiește mereu în lumina învierii, prin râurile de apă vie ale rugăciunii. Odor de sfințenie
izvor de speranță și mânghiere sufletească, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt un dar de mare preț pentru toți credincioșii. Sfânta Parascheva a ajutat prin minunile ei și pe greci, și pe bulgari, și pe slavi, și pe români, devenind astfel o legătură vie de dragoste și pace între popoare. Pentru aceasta este cinstită de către toți și adăpostește sub aripile dragostei pe toți cei care îi cer ajutorul. Prin viața ei, prin prezența ei în mijlocul nostru, prin sfintele ei moaște, Sfânta Cuvioasă Parascheva este o mărturie nemincinoasă a adevărului credinței în Mântuitorul Hristos. În același timp, este pentru noi și un permanent învățător al sfințeniei, al milosteniei, al rugăciunii, al pocăinței și al dragostei față de Dumnezeu și de seme. Amen.